Berbec. Familia vă oferă multe emoții pozitive. Copiii obțin rezultate frumoase într-un anumit domeniu sau partenerul de viață vă dă o veste bună. Tower. O rudă sau un prieten trece printr-o perioadă dificilă și vă cere să-l susțineți, cel puțin moral. Fiți alături de această persoană și asigurați-o că poate miza pe sprijinul dumneavoastră. Eforturile vă vor fi răsplătite. Gemeni. Sunteți capricios și impulsiv. La locul de muncă această atitudine va fi destructivă și riscați să fiți apostrofat chiar de șef. Astrele vă îndeamnă să dați dovadă de înțelepciune. Rac. Este o zi bună pe plan sentimental. Contextul astral este favorabil pentru locotne sau căsătorii. Cei singuri au mari șanse să întâlnească o persoană alături de care să pună bazele unei relații de lungă durată. Leu. O zi pozitivă pentru a vă consolida poziția la locul de muncă. Nu ratați nicio ocazie de a vă pune în valoare cunoștințele, căci aveți mari șanse să fiți promovat sau să obțineți o majorare de salariu. Fecioară. Astăzi aveți succes doar dacă vă faceți de dimineață planul zilei. În caz contrar, riscați să începeți mai multe treburi și să nu terminați niciuna. Balanță. Pe plan profesional și social, s-ar putea să aveți unele dezamăgiri. Nu este cazul să disperați. Concentrați-vă eforturile pentru a descoperi ce nu merge bine. Scorpion. Sunteți optimist și vedeți doar partea plină a paharului. Cu o asemenea atitudine veți atrage în viața dumneavoastră evenimente pozitive și oameni valoroși. Săgetător. Norocul este de partea dumneavoastră. Aveți succes în tot ceea ce faceți, iar pentru a nu strica această atmosferă, astrele vă îndeamnă să nu vă asumați riscuri necalculate. Capricorn. Aveți grijă la cheltuielile pe care le faci, căci riscați să aveți probleme financiare. În plan profesional, astrele vă îndeamnă să apelați la noile tehnologii. Conservatorismul este bun, dar nu vă ajută să înregistrați progrese. Vărsător. Aveți planuri destul de clare și știți exact cum să vă atingeți scopurile. Ați putea să vă confruntați și cu unele obstacole, în special în plan familial. Fiți pregătiți să le faceți față. Pești. Sunteți meticulos în tot ceea ce faceți. Această atitudine ar putea fi criticată de unei oameni din preajmă. Nu vă lăsați influențat. Important este ca ceea ce faceți să vă iasă bine.